7 la 5 pentru faimoși. Acum avem un duel al orgoliilor. Doi concurenți care nu se apreciază deloc nici măcar în afara traseului. Ghiță împotriva lui Andrei. 3, 2, 1. Ghiță la prima participare pe traseu a fost învins fabulos de către Remus. A aruncat Remus excepțional. Andrei a reușit să aducă însă punct echipei lui. Să vedem acum. Este clar, acesta este un duel extraordinar de tensionat. Este un duel mult așteptat de ambii concurenți. De multe ori s-au căutat ca să își demonstreze unul altuia care este mai puternic. Mic avans acum pentru Andrei. Se împiedică însă Andrei. Și iată, recuperează Ghiță. Au plonjat cei doi în piscină. Incredibile sărituri. Vor arunca acord. Reușește să doboare două totemuri Ghiță, unul singur Andrei. Două totemuri dărmate și de Andrei. Trei acum. Egalitate între cei doi. Mai are Andrei o lovitură. Mai ia o minge și ratează însă. Două totemuri de dărmat pentru fiecare concurent. Vă spuneam, este o rivalitate extraordinară între cei doi. Aruncă Ghiță și ne rămâne dintr-o singură lovitură. Ambele totemuri. 8 la 5 pentru faimoși. Ce, mă, nu-i problemă. Haideți! Mă, mă, n-ai ce. Haideți, mă, n-ai ce! Aici! V-am zis, e ziua noastră astăzi! Trebuie, energia, acolo o dai. Foarte bine, bravo, bravo. Bravo, Pizza, bravo. Bun, urmează o fată. Aduceți-vă aminte de 9-4. Bă, e 8-5. Arătați cine sunt războinicii. Hai, hai. Capul sus! Hai, hai! Capul sus! Hai! Capul sus, capul sus. Noi mai avem două puncte. Toată lumea are la două puncte. Două puncte. Hai aici, hai aici, hai aici. Capul sus, două puncte. Trei, doi, unu și faimoștri. Aduceți punctele, facem 8-8 și acolo e al nostru. La 8-8 e al nostru. Da. E meciul nostru acolo. Da. Hai să-i duce la 8-8. Să cred că degeaba te agiți pe traseu, că tot la final. Da. Hai să-i aducem în punctul în care vor placa. Păi, când am sărit în bazinul ăsta... Foarte bine este, te-ai lovit sau ceva? Nimic, am pus mâine și m-am împins cu foarte cap. Foarte bine, bravo. Foarte bine sărit. Am zis, am văzut cum pasă internațional sport, sar în cap și mă duc în mintea lui. Foarte bine, bravo. Om la 5 pentru faimoși, un nou duel al fetelor. Se luptă Elena și Claudia. 3, 2, 1. Vă reamintesc, miza jocului de astăzi este una imensă. Imunitate în primul rând și apoi provizii pe care concurenții nu le-au mai avut până acum. Să le vedem pe fete ce fac. Au probleme în a ieși din piscină, mai ales Elena. Până la urmă reușește și ea. Mic avans pentru Claudia, recuperează însă Elena. Ultima piscină dintre cele trei. Ies în același timp fetele. Pe punte acum. 8 la 5 pentru faimoși. Nu știu dacă au mai ajuns vreodată atât de aproape de victorie într-un meci de imunitate. Se lovește acolo Elena, pierde avantajul. Sare Claudia în ultima piscină. Să vedem care va arunca prima. Probabil va fi Claudia, dar iese imediat și Elena. Elena trebuie să mergi înapoi! Elena are probleme, a căzut mai devreme și trebuie să refacă un obstacol. Elena a ieșit de pe el la jumătatea drumului. Hai Elena! Reușește Claudia să doboare, are deja 3 totemuri doborâte, a pierdut mult timp. Elena, nu știu dacă va mai avea cum să recupereze. Ratează însă de mai multe ori Claudia, așa că acum o vedem pe Elena. Dărâmă Elena un totem, încă unul.
Mai are 3 totemuri de dărâmat, doar 2 totemuri Elena. Este din nou egalitate, a recuperat Elena fantastic, dar a apucat Claudia să-și recupereze mingile. Aruncă acum Claudia, lovește un totem, nu reușește să-l dărâmă însă și apoi aruncări repetate greșite. În continuare egalitate între cele două fete, mai au 2 totemuri de dărâmat de fiecare. Un singur totem acum la Claudia. Și-a adunat însă mingile Elena, e rândul ei să arunce. Aruncă Elena, ratează. Dărâmă totemul Elena, din nou egalitate. Mai are 2 mingi Elena, ratează însă. Ultima aruncare la Elena. Reușește Elena să aducă punct, incredibil. 9-5 pentru faimoși. N-au fost niciodată atât de aproape de o victorie într-un joc de imunitate. Da, nu te interesează, exact. Din, te uiți la tine, fost... dai repede tot pentru tine. Asta a fost foarte bine asta. Haideți, bă, să ne concentrăm. Când mai sunt un totem într-o parte și un totem în altă parte, luați două mingi, trei, cât puteți, nu mai contează mult acolo, contează rapiditatea. Aia e singurul moment când contează secunda. În restul, da, înțeleg, luați-le pe toate. Ultima secundă contează, a dat o secundă mai rapid ca tine, a câștigat. Exact. Raul, oricum nu mai avem presiune. Aici contra. Nu, ok. Capul sus! Hai! Capăt! 1 și fai monștri! Bate, Raul, rupe-l! Câte scorul? 9-5, nu? 9-5, da. Hai, Remus. Hai că dacă tu schimbi totul acum. Mi-e dat niște emoții. Am avut cel mai mult, cred că nici când se vede că nu pe traseu, ne concentrăm și nu mai auzim ce ni se strigă în jur, pentru că ți-am zis Elena, când vedeam că avea acolo tot două în zmamă. Și eu am niciuna dată așa să-mi zic, vai de cap, nu mai am nicio șansă. Nouă la 5 pentru faimoși. Niciodată nu a fost echipa roșie atât de aproape de victorie într-un joc de imunitate. Raul ar putea aduce acum punctul decisiv. Remus a avut niște lovituri extraordinare pe traseu atunci când a concurat și a punctat pentru echipa lui. Să vedem duelul acesta. Raul versus Remus. 3, 2, 1... Fiecare dintre cei doi concurenți a reușit să aducă puncte echipei lui în prima deplasare pe traseu. Remus a lovit extraordinar, la fel a făcut-o însă și Raul. Acum avem un mic avantaj pentru Raul. Raul a câștigat meciul de mai devreme accidentat. Își mărește avansul Raul, dar vom vedea ce se va întâmpla la final, pentru că acolo contează cu adevărat precizia și concentrarea. Distanță destul de mare pentru Raul, cu siguranță va arunca primul. Plonjează puternic și Remus în piscină. Să vedem, este ultimul punct al meciului sau continuă duelul? Nu este punct acum, dărâmă Raul un singur totem pe primul dărâmat, nu l-a dărâmat corect. Însă ce face acum Remus? Are 3 totemuri dărâmate, mai are doar 2 de toborât și va aduce punct echipei lui. Raul are 3, un singur totem pentru
Hai, Raul! Remus! Hai, 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 Remus și-a adus mingile și se pregătește să arunce. Aruncă Remus! Ratează prima lovitură și pe a doua, să vedem a treia, nu! Și-a adus și Raul mingile și aruncă acum. Dărâm din nou egalitate la 1. O singură minge mare, Raul o ratează însă. Care va aduce punctul câștigător echipei lui? Acum sau niciodată, incredibil! Cu o secundă mai devreme reușește Raul să închidă punctul și meciul. Nu am mai văzut așa ceva la Survivor. Faimoșii câștigă pentru prima dată jocul de imunitate. Incredibil! Impecabil ai fost, bravo! Impecabil! Ne asumăm, asta e! Asta e, momentul ăsta ne asumăm! E o înfrângere, asta e! Ne asumăm toți și gata! Exact! E prima înfrângere, capul sus toată lumea, a fost super bine! Exact! Bravo, bravo, fratele! Bă, ce bine că am luat-o pe aia! Jos pălăria, Raul! Jos pălăria! Super! Jos pălăria toată echipa! Băi! Bravo, luptat astăzi! Hai! Ține de secundă, tu când te-ai întors și ai pus piciorul, ai aruncat! A fost perfect! Am văzut că are și Luna și de-aia m-am luat! Gata, asta a fost perfect! Am avut și noi șanse! Am avut și noi șanse! Hai, noi suntem! Hai, de mei! 2, 1 și faimoși! A zis că-i primeți! Deci putem să trecem foarte bine peste testul ăsta, fără ca unul dintre noi să iasă. Remus. Remus. Remus, am pierdut. Am pierdut o luptă, nu un război. Câștigăm următoarea și scoatem la duel. Gata. Bă, oamenii de acasă rămânem o familie. Știu, oamenii. Rămânem o familie, sunteți nebuni. Toți am pierdut. Am pierdut o luptă, atât. A avut Remus atâta noroc și acum și... De asta zic, că ni s-a întors și nouă. Dacă uite, uite, ea s-a întors de pe traseu. Eu am căzut pe traseu. Și n-am avut noroc. Nu? Eu zic că tot e muncă, frate. Dacă eu ce am văzut a fost muncă ambiție, și dăruire. Ambiție, exact. E și asta, dar nouă ne-a lipsit de multe ori șansa. Și azi am avut. Da. A dat Ghiță ultimele două cu minge. Tu ai dat, când ți-ai luat punctul cu Cristi, deși Cristi a ajunsese înaintea ta, ai dat din două mingi, patru din alea. Raul a dat ultima la ultimul pas. El avea, nici nu s-a uitat, s-a întors și a dat-o. A, s-a întors. Păi asta am zis, bă, că munca aia și să tragi de tine până în ultima secundă, de asta aia vorbesc atitudinea, eu. Atitudine, da. Asta e o atitudine, asta trebuie păi să... Păi asta zic noi, eu, da, că trebuie să facem, eu asta zic. Hai, toată lumea, hai, toată lumea. Cum toți am contribuit la victorii, am contribuit și la eșec, exact. Avem toți de învățat din asta. Toți trebuie să învățăm din asta. Nici nimeni nu va fi invincibil. Important e să știi să treci peste momentele grele. Aia e singurul lucru. Și nu uitați, putem să rămânem o familie în continuare. Mai avem o șansă. Avem o șansă pe care da, vai, mamă, care tot ce putem. Hai, exact. Noi. Mai avem o șansă și la șansa aia vom trage efectiv cu dinții până la ultimul și nu vom pierde și vom rămâne o familie în continuare. Asta suntem și cel mai important. Și pot să mai zic și eu ceva? E degeaba o paste dacă nu au sos la ele, da? Auzi, familia, hai! Familia! Familia! Haideți! Haideți, mă, lasă să aștept! Bravo, să aștept! Pa!
4-0 a fost până astăzi în jocurile de imunitate. 4-0, 4 victorii, una după alta au avut războinicii până astăzi. Astăzi s-a întâmplat ceva cu echipa faimoșilor. Ce ne vor explica ei? Cert este că azi au reușit să obțină prima lor victorie în jocul de imunitate. Felicitări! Ați trecut prin foarte multe, v-a fost greu, greutăți ați avut și voi din punct de vedere al alimentației, din punct de vedere al confortului, doar că ei au mai avut o problemă în plus pe care voi n-ați avut-o. Au avut dispute foarte mari în interiorul echipei și ați eliminat de-a lungul Survivor România 4 oameni. Cezar, echipa faimoșilor de zilele trecute, echipa faimoșilor de astăzi. Ce e nou? Nu s-a întâmplat nimic, Dan, spectaculos. Doar ne-am dorit foarte mult să câștigăm, ca de fiecare dată, dar astăzi simt eu că ne-am dăruit mai mult. Adică am și căzut pe traseu, ne-am și întors din drum, am dat absolut tot ce am putut. Îmi doresc să fim o echipă ca și azi de fiecare dată, că sunt convins că dacă o să luptăm toți, cum am făcut-o astăzi, nu o să mai avem niciun meci pierdut. Cezar, am văzut la tine că ți-ai asumat azi rolul de lider, de antrenor. Dan. Am văzut bine? Nu sunt, eu și Mihai am și vorbit, eu și Mihai am zis să fim liderii, că sunt eu, că e Mihai, e același lucru. Noi amândoi încercăm să ținem echipa pozitivă, toți oamenii să fie pozitivi, toți să muncim și toți să aducem puncte. Trebuie să ne concentrăm în primul rând. Ai reușit să calmezi doi oameni, l-am văzut pe Ghiță foarte agitat la început, Ghiță... după aia ai avut o discuție cu el. Ghiță e un super sportiv, Ana. E un super sportiv, Ana la fel. Ghiță i-am spus să nu se mai lasă, să nu se mai ia după vorbele altora. Să nu se mai lasă indus în eroare când îi spune cineva de la echipa albastră câte ceva, să nu-i mai intre în cap, că îl deconcentrează foarte mult. El dacă este concentrat, am maxim încredere în el și la fel și Nana, poate să facă orice. Mulțumesc, Cezar. Raul, 2 puncte pe traseu azi și punctul decisiv. Da. Te întreb și pe tine, ce e nou în echipa voastră? Astăzi am încercat să ținem concentrarea cât mai sus, până la final, și se pare că am reușit. Ați reușit cu siguranță, da. Ați câștigat meciul de astăzi. Da. Mulțumesc! Mulțumesc. Elena, în această seară va fi primul consiliu în care vei fi spectator. Cum e sentimentul? Cât de mult mi-am dorit, dar nu vrei să știi acest lucru. Știam că doar un astfel de miză putea să schimbe starea generală a echipei faimoșilor. S-a văzut că în sfârșit azi am fost unul pentru toți, toți pentru unul. Am dat fiecare cât am putut, tot ce s-a putut și mă bucur din suflet, felicit întreaga echipă și sunt convinsă că dacă vom merge în continuare așa, pe aceeași premiză, cu aceeași dorință și determinare, vom reuși să fim mult mai puternici decât am fost până acum. Mulțumesc, Elena, vă felicit încă o dată. Vă reamintesc însă că jocul de azi a fost un prim pas în nominalizare. Da? În urma jocului de astăzi, albaștrii vor nominaliza un coleg care va merge în fața publicului, dar va mai fi un joc, tot pentru imunitate, în care echipa învinsă, că poate fi tot de la albaștri sau de la roșii, echipa învinsă își va nominaliza și ea un om pe care îl vor trimite în fața publicului. În total vom avea cel puțin 2 concurenți care vor fi trimiși în fața publicului. Spun cel puțin 2 pentru că am mai avut în trecut situații în care în urma votului am avut egalitate și s-au dus amândoi concurenții votați. Lola, ai spus la începutul jocului, înainte de a începe jocul de astăzi, să-ți dau deja totemul. Lola mai și greșește. A greși e omenește. Vorbim în rime, zâmbetul e pe buze, totuși azi... Da, felicitări faimoșilor în primul rând, ok? N-a fost într-adevăr cea mai bună zi a noastră, dar noi știm să pierdem cu capul sus și cu demnitate, cu zâmbetul pe buze și tot pot să zic că noi avem o mică victorie. Mergem la un consiliu în care trimitem în fața telespectatorilor o singură persoană și nu 3. Deci cumva destinul ăsta tot ne zâmbește. Noi facem haz de necaz și vedem partea plină a paharului. Interesant optimismul ăsta. Pe de altă parte, zâmbești, echipa ta a pierdut, tot tu ai adus 2 din 5 puncte. Da,
Ai și ceva să le transmiți celorlalți colegi? Nu le reproșez, le mulțumesc pentru că mi-au oferit încredere. Am avut zile în care eu am pierdut 2 puncte și mie nimeni nu mi-a reproșat absolut nimic. Pur și simplu astăzi m-am motivat și am avut eu un gând acolo. M-am gândit eu la nepotul meu care mi-a oferit toate forțele și toate puterile. Mai avem un joc. Stai puțin, mai avem un joc. Deci războinicii mai au o șansă. Da, evident. Mulțumesc, Lola. Și eu vă mulțumesc. Andrei, cum e gustul înfrângerii? Ce pot să zic? Trebuie să învățăm să mai și pierdem. Este prima oară când am pierdut. Vreau să le reamintesc faimoșilor că cu o floare nu se face primăvară. Au fost și ei buni, am fost și noi buni. Diferența s-a făcut la final, dar eu totuși cred că am avut noi o zi mai slabă, nu că au fost ei foarte mult peste noi. Îmi place că moralul echipei este sus, îmi place că rămânem o familie, îmi place că am învățat și știm să pierdem. În sufletul nostru suntem fericiți că am rămas uniți și că ne-am susținut. Vom vedea la votul de diseară cât de uniți sunteți. Până atunci? Da, diseară, spre fericirea noastră, trimitem doar un om și nominalizăm un om în fața publicului. Dar nu pleacă nimeni acasă. Asta așa este. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Andy, am decis ca jocul de imunitate individuală să fie eliminat. Va mai urma un joc. Însă, astăzi ați cunoscut pentru prima dată înfrângerea într-un joc de nominalizare. Cum te simți față de colegii tăi în privința unei posibile nominalizări din partea lor? Într-adevăr, am pierdut astăzi și, sincer, eu unul sunt foarte mândru de echipa mea, pentru că, din punctul meu de vedere, astăzi am învins. N-am fost înfrânți. Am învins eșecul. L-am dovedit, pentru că, până la urmă, ideea este în felul următor. De pierdut, tot o să pierde la un moment dat. Contează foarte mult cum gestionez acest eșec, iar cum a gestionat echipa mea, pentru mine este o victorie. Și cum l-a gestionat? Că văd că, vedeți, paharul este pe jumătate plin, dar voi vedeți partea plină, nu partea goală. Pentru că, în primul rând, asta e o mentalitate de învingător și de războinic, doar că am eu un plan și cumva cred că o să ieșim bine din toate astea. Mulțumesc! Așadar, jocul de astăzi pentru imunitate a fost câștigat de echipa roșie, dar este doar o primă etapă în desemnarea oamenilor care vor fi trimiși în fața publicului. Pentru că în perioada următoare vom mai avea un joc în urma căruia vom mai trimite un om către public. Tot un joc pentru imunitate. Imunitatea individuală a fost eliminată, nu vom mai avea nominalizări directe, ci doar prin vot al întregii echipe. Raul, te invit, pentru că ai adus ultimul punct, să iei idolul. Este pentru prima dată în posesia voastră. Felicitări încă o dată. Vă trebuie să vă dăm și proviziile, da? Cartofi, linte și paste. Proviziile vă sunt înmânate acum. Cea care a suferit, cel puțin declarativ, cel mai mult de foame până acum, Grațiela primește și recompensa. Ați primit totemul imunității, ați primit mâncarea, proviziile, odihnă plăcută, până ne vedem în Consiliu. Avem nominalizare. Poftiți-vă! Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.